cuvântul psalm spune în primul numai tot. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă, voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Nu greșim cu nimic, ci în contra facem un lucru bun, dacă vom striga în seara asta, binecuvântat să fie Dumnezeu în adunarea Maranata. Slavă Domnului! Dumnezeu este acela care merită să-L binecuvântăm din veșnicie în veșnicie. Amin. Pentru seara aceasta de părtășie citesc două versete, unul din Evanghelia după Matei, din capitolul 26, versetul 58, care spune așa: Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aproții ca să vadă sfârșitul. Și din Evanghelia după Ioan, din capitolul 19, cu versetul 25, cuvântul Domnului spune așa: Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Predica din seara aceasta vreau să o intitulez, dacă vreți, nu obișnuiesc să dau nume, dar pentru că este lucrarea aceasta binecuvântată, care este distanța noastră între cruci, între noi și crucea Domnului Iisus Hristos. Arată, în primul citat, arată cuvântul Domnului că Petru l-a urmat de departe, de departe. Nu știu cât era, un kilometru, 500 de metri, dar Petru l-a urmat de departe pe Domnul Iisus, mai ales poate că s-o lepădat, era rușine, poate de frica celor din jur l-a urmat de departe. Știm că Dumnezeu față de noi este foarte aproape. Eu vă arăt distanța între noi și Dumnezeu. Spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, fiecare să se silească, să-L găsească vâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Închizi ochii, vâșbui, întinzi mâna, te gândești la Dumnezeu și dai de El, slăvit să fie Domnul! Care s-o poate că în ce seara aceasta este o distanță mare între El și Dumnezeu? O, cuvântul la timpul de rugăciune a fost: veniți, apropiați-vă de Domnul și El se va apropia de voi! Sfârșiați-vă inimile, nu hainele! Prorocul Ioel, dar chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu post și cu plâns și cu bocet. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ești aici, primești nedumerită și Domnul, prin Duhul Sfânt, spunea că în seara aceasta vrea să mântuiască, vrea să lucreze, vrea să-și întindă mâna Lui binefăcătoare, lăudat să fie Domnul. Ești o persoană din felul acesta care, ca Petru, îl urmești pe Domnul Iisus de departe. Acum noi îl prezentăm, unii este Dumnezeu, unii sunt adunați, doi sau trei, în numele Lui. El este adunat aici, în numele Lui. El aici se poboară și aici își arată slava, slăvit să fie Domnul. De aceea, nu vrei să pleci cu Iisus? Nu vrei să pleci cu Iisus în această seară? Care vrea, simte că nu-L are pe Iisus, că a avut o viață
degradată, o viață străină de Dumnezeu și vrea în seara aceasta să plece cu Iisus de aici, să capete iertare. Este o persoană, să ne zice omul Iisus, dacă simte depărtarea de Iisus și vrea să se apropie. Este cineva? Vrem să vedem care vrea să se apropie de Domnul Iisus în această seară, de crucea Lui. O, Doamne, îndură-te! Da, slavă Domnului! Slavă Domnului! Sunt persoane aici, în adunarea Maranata, care Duhul Sfânt le-a străpuns inima și din seara aceasta vor pleca cu Domnul Iisus, nu știm ziua de mâine, la o evanghelizare, știi ce, o tânără când se făcea chemarea, așa, inervată din insistența chemării, și ce-o zis că, care vrea să plece cu Domnul Iisus, după cum s-a făcut un semn, și în seara asta, persoane care vreau să plece cu Domnul Iisus, tânăra respectivă a spus așa, eu plec fără Domnul Iisus de aici, ce atât mă bateți la cap? Și vreau să vă spun că tânăra respectivă a fost prima care în noaptea aceea a primit botezul. A mers în casă unde locuia și s-a făcut rău, rău din calea afară, a sunat-o colega ei care o duce la adunare, și-a spus așa, eu mor în noaptea asta, chemați pastorul să vină să-mi deie botezul, că eu mor. Și în noaptea aceea, tânăra care a spus că eu plec fără Iisus, a luat botezul, lăudați să fie Domnul. Plecăm cu Iisus în această seară. Toți! Vreau să se ridice mâine Iisus care plecăm cu Domnul Iisus. Aleluia! Slavă Domnului! Toată adunarea Maranata va pleca cu Iisus, dar nu-L va urma ca Petru de departe, îl va urma de aproape, de aproape. Doamne, ajută-ne să te urmăm de aproape într-o vreme ca aceasta. Lângă cruce stătea patru femei. Maria, mama Domnului Iisus Hristos, era lângă cruce. Maria, mama Domnului Iisus, simbolizează categoria de oameni morali afectați de situații care stătea lângă cruce și plângea. Și lângă plângea. Am vrea în această seară să ne apropiem de cruce. Doamne, ajută-ne să lăsăm la crucea Ta îngrijorările noastre, bolile noastre, pedeapsa care ne dă pacea, arată prorocul Isaia, a căzut peste el și pe rănile lui suntem tămăduiți. În seara aceasta, Domnul, lasă tămăduire dacă te apropii de cruce. Acolo la cruce este sânge, acolo la cruce este suferință și toate ia asupra Lui, slăvit să fie Domnul. Doamne, uită-te spre adunarea Maranata și te rugăm, ia-le asupra Ta nelegiuirea noastră, păcatele noastre, suferințele noastre, vindecă ficatul inichii, diabetul, o, sângele Tău are putere, intrați sub protecția sângelui de la Golgota, lăudați să fie Domnul. Dacă israeliță în Gosem o intrați sub protecția unui sânge de mel, aici este sângele melului fără cusur și fără pată, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. O, Doamne, ajută-ne să ne apropiem de cruce, să fim oameni care să stăm lângă crucea Domnului Iisus, ca Maria. S-a împlinit o prorocie acolo la cruce, când a venit îngerul și a vestit Gabriel și a vestit despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Știi ce a mai spus? Căci
sufletul tău va fi străpuns de o sabie. O, inima Mariei era zdrobită, dar în zorii zile, în zorii zile, va veni cineva, un înger din cer și va zice femeilor, pentru ce căutați pe cel ce este viu între cei morți? Domnul Iisus a înviat odată pentru totdeauna și acum este viu în vecii vecilor. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu să ne binecuvinteze în această seară, fraților, să ne apropiem de cruce, de cruce. Cine vrea să-L urmeze și își ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, dar nu aia de lemn, nu aia ascultată altă, ci crucea Domnului Iisus, care simbolizează suferințele. Crucea respectivă era un miroc de o sândă, ca drept dovadă că au mai fost răstigniți și niște tâlhari. Dar noi rămânem lângă suferințele Domnului Iisus, așa cum spune Pavel, port în mine suferințele Domnului Iisus, eu calc pe urmele Domnului Iisus, Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea această râvnă, să călcăm pe urmele Lui și să se împlinească cuvântul care spune, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască după cum a trăit Iisus. Doamne, ajută-ne! A doua categorie de oameni simbolizează pe sora mamei lui. Era o femeie bogată. Aici intră oamenii bogați. Să știți că înaintea lui oricare spunea poetul cântării, preanălțat și bogat și mare, va fi praf din drum. Înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Spunea prorocul Ieremia, căci bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, ci dacă se laude cineva, se laude că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care răsplătesc pe pământ toate ostenerile, lăudați să fie Domnul. De aceea, cei ce aveți bogății, nu vă încrediți în El. Veniți și voi la cruce. Mă întâlneam cu cineva prin Bruxelles și spunea, eu sunt cel mai bogat. Nu e asta important, că ești bogat în lucrurile materiale. Astăzi vrem ca Domnul să ne îmbogățească în harul Lui, în puterea Lui. De aceea veniți la El așa cum suntem și dreapta Lui biruitoare, mâna Lui este întinsă în semn de biruință. Dreapta Lui, care nu a cunoscut în prânghierea, te cheamă la El să-ți deie vin și lapte, bucate, pezoase și gustoase, pe muntele acesta, unde nimicește moartea și unde este viață pentru veșnicie. Slăvit să fie Domnul, așa arată prorocul Isaia. Deci, bogat și sărac, om de rând, care ești la fața locului apropiat de cruce. A treia categorie de oameni, eu cred că vă încadrați dumneavoastră, e vorba de nevasta lui Cleopa, care simbolizează oamenii de rând, oamenii de rând, care au avut acces la cruce. Poate e sărac în țară, nu ai. Dumnezeu te-a rânduit să vii aici și trăiești tu dintr-o social. O femeie de rând era nevasta lui Cleopa, dar indiferent de poziția ta, de starea ta materială, Domnul Iisus stă cu mâinile întinse și te cheamă, vino la El, vino la El! Și pentru tine este loc la cruce, așa cântăm cântarea. Doamne, dacă Tu ne chem la cruce, în seara aceasta întinde-ți mâna peste noi și fă ca sângele Tău să ne curățească de orice păcat, în ranile Tale să
ce vindecare, slăvit să fie Domnul. Asta o face Dumnezeu. Al treilea, al patrulea categorie de oameni ne vorbește despre Maria Magdalena, care simbolizează categoria de oameni eliberați. Câți dintre dumneavoastră ați fost o pleavă a societății care nu avea ce să vă facă, nici poliția din România va condamna, ieșeți iară și din nou ajungeați acolo. Și într-o bună zi, v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care v-a chemat la crucea Lui, v-a chemat la mântuire și din tine a ieșit Duhul de bețâie, Duhul de furat, Duhul de minciună și acum ești un om nou născut, nu din carne și din sânge, ci din voia firii vreunui om. Slăvit să fie Domnul! La cruce are drept toți acei cuprinși de patim, toți aceia cuprinși de diferite duhuri necurate care nu se pot stăpâni. Domnul Iisus îi cheamă la El și le zice: veniți la mine, voi toți cei cruniți și împovorați, și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dacă au avut acces la cruce, întrecitul de la Gadareni, care în momentul când trecea prin cimitir sau pe drum, găsea o piatră ascuțită, își făcea tăituri în carne, cu ea curgea sângele. Locuința lui confortabilă era în cabou, în cimitirul din Gadareni. De acolo poate era interzis să treacă, oamenii se temeau. A trecut poliția pe acolo și a întrebuințat cătușe și obez să-l stăpânească și nu a putut, dar într-o zi, pe drumul care duce înspre Gadareni, a trecut unul care nu poseda cătușă, nu avea obez să-l stăpânească, ce puterea Domnului era peste el ca să vindece. Era Domnul Iisus Hristos și când l-a poruncit legiunilor de duhuri, omul acesta a devenit liber. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, ca aceste trei, patru categorii de oameni ne apropiem de crucea Domnului Iisus Hristos, de suferințele Lui. În fața noastră, când se va face rugăciune, vom primi pe această azimă, vom primi pe acest pahar binecuvântat și se va zice: mâncați, acesta este trupul meu care a fost frânt la cruce, peste tot, acesta este sângele meu. O, în seara aceasta poți să intrăm cu toți la viață. Cine mănâncă din trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. De aceea luăm o hotărâre în seara aceasta. Amin. Hai să luăm o hotărâre. Petru l-a urmat de departe. A avut un moment de decădere. Tu cum vrei să-l urmezi, ca Petru de departe sau ca femeile acestea de aproape, de lângă cruce? De lângă cruce? Doamne, ajută-ne să rămânem lângă cruce! Lângă cruce este iertare! Lângă cruce este vindecare! Lângă cruce este mântuire! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Căci am primit iertare, mântuire lângă crucea Domnului. Amin!